Antena 3 a avut în luna ianuarie cea mai mare creștere de puncte de audiență livrate comparativ cu perioada similară a anului trecut. Potrivit măsurătorilor efectuate de GFK România, Antena 3 a înregistrat o creștere pe piața publicității de 127% și a devenit una dintre cele mai importante oferte de media pentru advertiseri. În afara acestei creșteri spectaculoase, postul a continuat trendul ascendent, astfel ediția specială Sinteza Zilei din 6 februarie, în care au fost invitați liderii Uniunii Social-Liberale Crin Antonescu, Victor Ponta și Daniel Constantin, a obținut 3,5% rating, spre deosebire de 2,1% cât a înregistrat Realitatea TV. Tot la Sinteza Zilei, dar pe 7 februarie, emisiunea în care Dan Voiculescu a prezentat soluțiile proprii pentru ieșirea României din criză, a înregistrat 4% rating, în timp ce pe același interval orar, Realitatea TV a obținut un rating de doar 2,25%.